Ludovic Orban, președintele Partidului Forța Dreptei, este primul candidat la președinția României care s-a întâlnit cu electoratul hunedorean. Întâlnirea cu membrii de partid și susținătorii celor patru partide de dreapta a avut loc duminică, 27 octombrie, și a fost precedată de o conferință de presă susținută la sediul Camerei de Comerț din Deva. Am intrat în competiția pentru alegerile prezidențiale, pentru că am considerat că este absolut necesar ca în această competiție să fie un candidat autentic de dreapta, un candidat care să fie cu adevărat un promotor al ideilor, valorilor, principiilor și soluțiilor care sunt izvorâte din marile curente de gândire politică care sunt considerate ca fiind de centru dreapta. Sunt un om care cunosc bine problemele cu care se confruntă România, știu ce merge și ce nu merge și mai ales știu ce trebuie făcut pentru ca lucrurile să meargă acolo unde ele astăzi nu merg. Ne-am adunat în spatele unui om deosebit, numit Ludovic Orban, un om cu o carieră politică impresionantă, care vrea să ducă în Parlamentul României toate acele forțe politice care pot schimba cu adevărat România. Dacă vă uitați un pic la spectrul politic de la București, din țară, la candidații la prezidențiale, cred că n-are nimeni niciun dubiu cine este cu adevărat cel mai pregătit candidat să ocupe cea mai înaltă funcție în stat. Ludovic Orban este candidat la alegerile prezidențiale din partea Partidului Forța Dreptei, Partidul Mișcarea Populară, Alternativa Dreaptă și PNC Maniu Mihalache. Reamintim faptul că alegerile prezidențiale sunt programate pe data de 24 noiembrie, primul tur de scrutin, iar al doilea tur va avea loc în data de 8 decembrie.